O platformă din cartierul Numai. Autoritățile spuneau că pe la platformele respective vor apăra echipe care să îi îndrumă pe craioveni cum să arunce gunoiul în mod selectiv. Aici se pare că nu este niciun echipaj mixt format din angajații Iridexului, ai poliției locale. Oamenii și-au învățat într-un fel lecția, dar locul lasă totuși de dorit. Bună ziua, ați văzut echipe din astea, cum spuneau, de la primărie, că vin să vă coordoneze, nu, să vă învețe cum să aruncați gunoiul selectiv? Nu, n-am văzut, nu, dar ne-am învățat noi, nu trebuie să ne învețe cineva. Da. E simplu. Platforma nu arată tocmai bine, probabil că încă aici nu au ajuns echipele de la Iridex să ridice gunoiul, atât menajer cât și selectivul în această dimineață. Nu toți craiovenii și-au învățat lecția, așa cum spunea doamna de mai dinainte. Și se pare că la deșeuri reziduale avem gunoi aruncat la grămadă.